mă, crezi că nu mi-am dat voie să mă bucur până foarte, foarte târziu, pentru că a fost, știu că a fost un proces foarte îndelungat cu castingul, că s-a tot schimbat actorul și fiind așa situație incertă, contextul în orice caz fiind incert, m-am gândit că cine știe, poate mă schimbă și pe mine. Și atunci, nu, hai să nu ne bucurăm prea devreme. Plus că se întâmplă de atâtea ori în industria asta să ai parte de tot felul de surprize și atunci am zis ok, e doar un alt hop. Vedem mai departe. Și chiar până și în repetiții încă aveam senzația că s-ar putea, dacă știi, nu e chiar cum trebuie, că o să fiu schimbat. Dar mi-am dat voie să mă bucur abia când am început filmările. Atunci chiar am... Plus că au mai fost niște ocazii, au mai fost niște seriale în trecut și tot așa s-a întâmplat pur și simplu să nu se mai filmeze, să nu se mai facă. Adică tot așa, luasem un rol, nu era principal, dar luasem un rol și nu se făceau. O dată, de două ori, de trei ori și până la urmă am zis, nu mai știi ce, nu ne mai bucurăm pentru nimic, mergem, ne facem temele, dar până nu suntem pe set, nu ne bucurăm. Vorbesc la plural, dar nu, vorbesc doar de mine. Am avut track încă din primele teste, de fapt, că s-au făcut niște teste de imagine. Nu, am fost terifiat, efectiv, adică, nu, oribil, groaznic. Dar, din fericire, avem un acting coach care e foarte bun. Actorii, partenerii de scenă, adică au fost foarte răbdători cu mine, toată echipa. Și, ușor, ușor, track-ul s-a disipat. Normal că mai apare din când în când, dar e o chestie de oai cam tot timpul, din câte am înțeles, dar te poți acomoda cu el. Și acum suntem destul de departe în episoade, adică am parcurs destul de multe episoade și eu zic că merge bine. Am fost o lepră, de fapt. Nu prea am lucrat joburi normale de om normal, știi? Cred că primii bani, s-ar putea să greșesc, dar cred că ori am pozat anatomie în facultate, deci abia în facultate, ca să-ți faci o idee, da? Da, gen model de anatomie pentru oameni care studiau anatomie. Știi? Da, da. Ăia cred că au fost. Sau într-un bar, dar era un prieten al meu și practic nu știu dacă se pune. Știi că am fost un pic în spatele barului, am învățat acolo câteva chestii la bar. Mai mult cum să pun berea la draft, cam atât. Dar n-am lucrat efectiv. Adică dacă am avut două zile, știi, în care am mers acolo. Deci nu pot să zic că am muncit. Știi? Adică nu joburi convenționale, în orice caz.